Neața, băi băieți, astăzi este data de 7, dacă nu mă înșel, dar 7, a 7-a și plecăm spre România. După cum vedeți, avem așa aici mașina, foarte încărcată după cum se vede, plus o remorcuță unde avem cauciucurile de iarnă la mașină și urmează să mai punem ATV-ul, cel de 200 pe cardan și toate cele. Bun, hai să fac un intro de aici, cât se mai încălzește mașina puțin. Da? Să vă arăt ansamblu, să zic așa. Și o să ne vedem de pe drum. După cum știți, noi o să opolim puțin. Prima oară trebuie să ajung la verii mei și tocmai mâine, pe data de 8, după amiază, o să plecăm către România. Acum plecăm către verii mei și pe urmă mâine o să plecăm către România. Bun, acolo o să vedem vinete, ce plătim pe autostrăzi, cât consumă mașina cu tot cu încărcătură și remorcă. O să vă arăt exact mâine ce și cum cât avem în ea. Să vedem ce consum, să vedem cât băgăm, câte motor ne băgăm până în România. Să vedem câte vinete plătim și tot așa. Bun, haideți să ne mai vedem de pe drum. Băi băieți, am ajuns și pe drumul care duce către Italia. Da? Avem peisaje foarte frumoase pe aici. O să filmăm așa puțin pe puțin. Avem și niște văzute, să o lăsăm ușor, să nu ne facă vreo bucurie. Ca de exemplu. O fi vacă sau o fi bou? E bou. Bun. Da. Bun, haideți cum să mai revenim așa cu drumul. Nu foarte mult, că o să ne vedem pe urmă de pe autostradă când vom pleca către România. Cum v-am spus mai devreme, noi plecăm către vărul meu. Mai am de luat de acolo câte ceva și câte ceva ATV-ul și cam atât. Da. Bun. Haideți cum să mai revenim mai pe parcurs. Noi băieți, o oră mai târziu, deja suntem în Italia. După cum vedeți, avem și drumuri foarte mici, înguste. Da. Avem multe livezi pe aici, prin zonă. Chiar foarte multe. Da, deci cam asta a fost update-ul. Mai avem încă vreo 100 de kilometri până ajungem. Hai, ne vedem când ajungem la Ambubat. Băi băieți, am făcut o mică pauză. Suntem aici la un Eni, la un Peco. Da? Aici avem mașina cu remorcuță cu tot. Și acum așteptăm că avem ceva de făcut și noi. Bine, noi, mă rog. Da, mai avem încă vreo 90 de kilometri și ajungem la Văru. Da. Cam asta e. Bun, haideți că ne vedem direct de la el, de acolo, când ajungem. Băi băieți, încă tot în Italia, suntem în apropiere de San Valentino. Și vreau să vă arăt aceste peisaje, sau acest lac. Foarte, foarte frumos. Eu am mai fost pe aici de vreo două ori, dar vreau să vă arăt și vouă. Urmează mai în față să vă arăt o fostă biserică. Sau cred că a fost un orășel întreg acolo, dar acum a rămas decât turnul bisericii, dacă zic bine. Și tot orășelul se află sub apă, sub acest lac. Lac natural. Da. Haideți că o să revenim cu direct de la biserica aceea. Băi băieți, cam aici este acest turn.
pe care v-am spus, dar nu pot să opresc. Se vede, este în apă. Aici presupun că a fost un orășel ceva, în zonă. Apoi a fost inundat. Oricum o culoare foarte frumoasă, un verde al păstrui, așa, nu știu, eu așa-l văd. Nu mai avem timp să oprim. Inițial vreau să oprim, dar nu mai oprim. Ne grăbim puțin. Da, acest filmuleț va fi pe 2 zile. Da, va fi făcut pe 2 zile. Pentru că, da, cum am spus la începutul filmulețului, mâine plecăm în România. Filmăm tot, exact de când am plecat de la noi de acolo de sus până când ajungem acasă. Cu tot, cu opriri, unde facem opriri, tot. Da, avem și un lucru. Bun, haideți că ne vedem mâine, cel mai sigur. Bun, v-am salutat. Păi băieți, am alimentat, ne-am pus și noi la drum. Nu v-am mai arătat când am alimentat, dar am aici bonulețul, să vedem câtă motorină consumă până acasă, deci am aici de 44,80 euro. Da? Și cam așa arată remorca, plus ce am în mașină. Ia să vă arătăm ce avem și în portbagaj. Uite aici un scaun de copii, aici este fixul și avem un scaun de copii, aici ceva bagaj, plus o grămadă de chestii pe aici. La loc. Să deschidem portbagajul să vă arăt. Da? După cum se vede, e full. Full. Nici nu se închide, trebuie să mai apăsă pe el. Da. Deci, cam așa plecăm noi, cu remorcuță cu tot. Și o să ne vedem de pe autostradă. Băi băieți, am intrat pe autostradă. Avem 500 de kilometri până la prima oprire, să zic așa. Trebuie să ridic un colet. Da? Și o să ne mai vedem cu update-uri. Momentan suntem pe autostradă, doar ce am plecat. Este ora 16:53, după cum se vede. Consum de 7,7, cu destulă greutate, după cum ați văzut. Acum să vedem cât mai crește, cât mai scade, cât cum, ce și ce fel. Bun, haideți că ne revedem. Băi băieți, am intrat și în Germania. Este ora 18:11, da? Suntem într-o zonă cu restricții. Mergem regulamentar, ușor. Și ne continuăm drumul. Cam așa se circulă. Avem decât 2 benzi pe sens. Da, mai revenim pe parcursul drumului. O să revin și când cumpăr vinietă pe Ungaria și... Dar oricum, până acolo mai durează, mai drum lung. Cam așa se vede în față. Avem vreo 5 km. Noi bun. Bun, haideți pe drum. Băi băieți, am făcut și noi prima oprire. Suntem pe la Salzburg. Da? Avem aici mașina, remorca, suntem într-un peco, mergem să ne luăm ceva de băut, o apă, un suc. Și să ne continuăm drumul, nu? Zic. Bun. Haideți că revenim. Băi băieți, ne abatem puțin de la drum, am luat-o puțin pe A9 spre Graz. După cum v-am spus la începutul videoclipului, am de luat un colet. Mai exact, am de luat un cord. Da? Trebuie mie la ceva. Și l-am găsit la bani foarte bun. Ca și idee, să vă faceți o idee, în România costă undeva la minim 18 milioane, de la 18 până la vreo 40, cam așa. Și o iau cu vreo 30 de euro. Destul de bine la preț, zic eu. Așa. Am plecat și noi de la Peco, după cum ne-ați văzut puțin mai devreme,
am mâncat și noi un sandwichel micuț. Avem aici un energizant corespunzător. Și acum să ne continuăm drumul. Uitați și voi ce liber. Chiar foarte liber. Este ora 20:22. Da? Consumul acela 7,7 cu încărcătură cu tot. Cam asta e treaba. Bun. Haideți că revenim după ce cumpărăm cortul. V-am salutat. Băi băieți, am ajuns și la un OMV. Vreau să alimentăm. Am luat și cortul. Ia să vi-l arăt. De fapt, stai să bag motorină. Deci este ora 22:48 de minute. Am făcut vreo 550 de kilometri. Da? Ia să băgăm motorină normală. Ia să vedem și cât a consumat în 550 de kilometri cu greutate, cu tot. Da, am și stat asta aici. Da. Haideți că a stat și pompa. Aici am... Unde? Aici. Bun. Să vedem cât alimentăm. Ia să vă arăt și cortul aici. Vreau să văd. Nu v-am mai filmat că are 25 de kilograme. Dacă și știi cât. Da. Nu știu, cred că am luat ce trebuie. Habar n-am ce am luat. 25 de kg, da, greutate. 11,7 ori 33 ori 23. Nu știu. 117. Da, cam ăsta este cortul. Cam așa arată și remorca încărcată full. Acum să vedem cât motorină băgăm. Haideți că, ia, s-a oprit pompa. A intrat 47 de litri, adică 46 de euro. Ia să vedem că facem plinul plin. Facem ochi. Nu se vede, dar... Opa, deja a dat afară. Cam asta. Ia să vedem. Deci 46 de euro. 48 de litri în 500 și ceva de kilometri cu încărcătură peste medie. Peste normal, peste foarte, foarte încărcat. Bun băieți, haideți că să ne vedem mai pe drum. Băi băieți, nu știu cum mă vedeți, dar... Noi suntem aproape de intrare în Ungaria. O să vă iau cu mine când cumpăr vineta pentru Ungaria, să vedeți și voi. Noi suntem acum pe un drum european, național ăsta, drum național. Aia să vă dau cum vă vedeți și voi. Deci cam așa se vede în față. Cam asta e. Da. Avem aici energizantele. Și ridăm înainte. Ciocărim spre Constanța. Bun băieți, haideți că revenim de la Peco când cumpărăm vinetele de Ungaria. Vinetele, vineta. Băi băieți, am ajuns la o benzinărie Shell și vreau să cumpăr vinetă. Pentru vineta din Ungaria vă trebuie talonul, la fel ca în România. Și cereți în engleză, în germană, cum vă descurcați voi. Cereți să vi se dea o vinetă. Băi băieți, mai devreme, sunt puțin cam supărat dacă vedeți, mi-a sărit o căprioară în față și am spart bara la mașină. Am crăpat-o. Acum trebuie să ajung acasă, o duc la făcut. Ia să vedem dacă pot să vă arăt, dar nu văd. Nu se vede. Dacă se vede aici o crăpătură, ia să iau un telefon. Ia să vă arăt acum băieți, să vedeți ce... Uitați cum mi-a rupt bara aici și cred că am probleme și pe ăsta, pe capacul de la spălătorul din faruri. Se vede, mi-a sărit vopseaua aici. Bine că nu mi-a spart farul, nu...
Nu-i nimic. De aici nu-i deplasată. E bine, uite aici. S-a oprit brusc în față. Plus că aici la fel e zgâriată. Aici iarăși se vede. Și asta e, mi-a crăpat aici. Se și vede, se vede părul acela. Mi-a crăpat, ia vine așa. Asta e, bun. Haideți că să vă iau cu mine aici să cerem o vinetă, da. Haideți că o să iau să-ți așa spre mine, să vedem dacă ne lasă, să nu zică ceva. Ia tu, sunt un pic rog. Ăștia vorbesc ungurește, dar mai vorbesc și germană, pentru că sunt exact la, la graniță cu Austria. Intrăm frumos în Peco și să vedem. Servus! Da, salamu cum v-am spus și... Cam asta e. Servus! Hai ne vine tăbite! Minimum. Centago, da? După cum ați văzut, ies chipite? Euro. Wie viel kostet? Wie viel kostet? 11 euro. Ciudino. Ieri insomma ho avuto un prendere un haino ero. Da, merg să mai aduc încă un euro și cam asta e. Vă pun acolo să semnați și să verificați numărul de matriculare. Bun, haideți că revenim cu nouă toți. Băi băieți, suntem pe, tot pe Ungaria, pe restricții. Mai avem până la Arad vreo 300 de kilometri. Ne deplasăm, ușor. Este ora 2:45 de minute. Eu zic că ne-am mișcat destul de bine, cu tot cu opriri. Acum să vedem, ia să vă dau să vedeți și voi ce se întâmplă în față. Aia vedeți aceste palize. Cam asta e viteza, am scăpat acum de restricție. Am avut cam vreo 10 km, cred că. De aici mergem, mergem mai bine, mai intens. Da. Haideți că ne mai vedem, ne auzim mai bine zis. Bun. Revenim cu update-uri. Sper să fie pozitive. Hai, v-am salutat. Bună dimineața, băieți. Este ora 4:39 de minute. Ne îndreptăm către Vamanăbrac. Mai avem vreo 50 de kilometri și vom intra în România să vedem care este situația la vamă cu această pandemie, cu această, cum se numește, stare de urgență. Să vedem cum se comportă coronavirus. Da. Cam așa arăt după o zi și o noapte nedormită, așa cu cearcăne la ochi. Dar asta este, trebuie să conducem.
și în față puțin. Frumos, 140 pe pilot. Da. Bun. Haideți că revenim după ce trecem vama. Deci revenim după ce trecem vama și să vă și spunem cum am trecut. Ce s-a întâmplat, ce ne-a întrebat. Dacă ne întreabă ceva, să vedem. V-am salutat. Băi băieți, am trecut și noi granița. Nu există nicio restricție, nicio pandemie, să zic așa, și nici în viitorul apropiat nu o să ajungă coronavirus. Nu, sunt exact la vamă, după cum se vede în spatele meu, niciun cort, nimic. Se circulă absolut normal. Ce să zic? Să nu vă mai luați de pe toate prostiile, de pe Facebook-uri, de pe toate astea. Bun, haideți că ne vedem de pe drum. O să ne vedem exact în Arad când ajungem acum, dar deocamdată am făcut o pauză mică. Alimentăm puțin în Arad și puțin facem full-ul și plecăm către Constanța. V-am salutat. Băi băieți, am ajuns și la OMV, la Arad. Alimentăm acum, facem full-ul și nu mai avem treabă până la Constanța. Vedem cât litri intră acum. A consumat puțin, s-a dus în 7-9, dar nu a consumat motor, pentru că consumă mult, pentru că și motorul mare de 3000 și încărcătură și mie îmi convine. Să vedem acum cât litri a intrat, 59 de litri. Trebuie să băgăm până facem drum. Bun, haideți că ne vedem de pe drum. Băi, băieți, vă salut din nou. Suntem în România. Am ieșit din Orșova. Suntem pe... Ne îndreptăm către Drobeta, Turnul Severin. Suntem pe malul Dunării. Ia să arăt. Păi da, se vede în apropiere de Drobeta, Turnul Severin. Vedem ce peisaj avem pe aici. Ora 9:25. Noi o să ne oprim prin Craiova puțin, că avem ceva treabă și o să plecăm după câteva ore. Noi mai avem până la destinație vreo 100 de kilometri. Adică vreo o oră maxim. Da? Foarte frumos, mie îmi place zona asta maxim. În afară de gropile astea, cam trage. O să vedem în față și porțile de fier. Pe partea opusă, partea dreaptă, avem vecinii sârbi. Facem puțină geografie acum la acest car vlog. Îmi cer scuze că o să iasă acest filmuleț cam lunguț, dar asta e treaba.
băieți, suntem pe autostrada Pitești-București după o lungă pauză la Craiova. Am stat și noi de pe la vreo 12 până la 3 și ceva, 3 și jumătate, cam așa. Apoi ne-am pus la drum și acum la 18 și 10 ne aflăm pe autostrada Pitești-București la kilometru 80. Da. Cred că ne mai vedem de pe autostrada Soarelui și apoi ne luăm la revedere. Da. Mașina a crescut la 7-9 consum. Acum avem o viteză de pilot automat de 149, să vedeți. 7-9 consum. Este vreo țipară la bară și ne-am cam plictisit. Acum o să mai dăm puțin mai în față de... Se vede în oglindă cam ce e. Se vede și în față. Da. 56. Da. Băi, băieți, cam asta a fost plimbarea. Și noi o să închidem aici vlogul. Sper că v-a plăcut. Și dacă v-a plăcut, să nu uitați să mă încurajați cu un like. Și orice întrebare aveți, mă găsiți în comentarii. Sunt foarte obosit și ne auzim în următorul filmuleț. V-am salutat pe toți!